O familie cu 9 copii din orașul Drochi a rămas fără acoperișul deasupra capului. Un incendiu puternic l-a distrus locuința și tot ce au agonisit de viață. Se întâmplă deja pentru a doua oară. Acum 16 ani, casa veche a familiei Bejenaru a ars, tot din cauza unui scurt circuit. Ecaterina Bejenaru povestește că în momentul izbucnirii incendiului se afla la biserică. În timpul slujbei, femeia a fost telefonată de una dintre fiice, care i-a spus că casa lor a fost mistuită de flăcări. Fugă car de casă. Și când am venit de aici, era lumină, tot ardez, tot copiii erau în deal. Mi-a spus că m-a spărit de dâns și de nu a spus o vecină că e în deal. Știam, nu mă putem reveni. Acum copiii s-au mutat cu traiul la fiica mai mare, care are o casă cu o singură odaie. Soba s-a ars, podul, lampa. Ai reușit să-ți ceva jucării? Nu. Dumneați ne-a sculat, am mâncat, mama a plecat. Toți ne-am pus în și am ieșit în drum, că au venit niște fete și ne-am dus în drum. În deal și n-au auzit fum și am văzut că niște oameni de-am, mulți oameni au alergat de vară și de-am... Când am alergat și eu ne-am ieșit fum, nu ne-a dat voie să intru în casă, că de-am era periculos. Andrei Bejenaru povestește că abia făcuse reparația în întreaga casă și crease toate condițiile necesare pentru copiii săi. Aici la mine era șcaf pentru haine. Aici am avut calculatorul, am avut plasmă. Dacă focul de aici s-a dus în partea asta. De aici era o ușă, s-a aprins. Pe urmă s-a aprins ușa și s-a buhnit în urmă, în fereastră. Fereastra s-a tochit cu tătul. Oamenii sunt disperați și cer ajutor, mai ales că mama este însărcinată cu cel de-al 10-lea copil. Noi nu avem nimic, noi absolut totul, și mobilă, și tehnică, și hainele, și produs și am avut absolut nimic. 16 ani am vărât de când la mine tot a fost casă, dar o ars, tot de la scurt circuit. Am muncit singur, nimeni nu. Și credite am luat, din credite nu mai ies. Tragedia familiei Bejenaru a mobilizat 10 de oameni care au venit să le dea o mână de ajutor. Am făcut deodată curat, după două ore de incendiu. Adică a fost incendiu și au trecut două ore, noi am strâns un grup de voluntariat tineri din Droche. Deja vrem să facem mai departe tot ce este nevoie. Cei care vor să ajute familia Bejenaru pot suna la numărul de telefon 067 37 34 13.